Bună, numele meu este Corina Popa și susțin campania Spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală. Vă încurajez să completați chestionarul online de pe pagina generațialuijohn.ro și să faceți parte din schimbarea de care sistemul românesc de educație are atâta nevoie. Poate că ați fost victime ale bullying-ului. Poate că ați fost martori ai unor abuzuri de putere, poate că v-au fost încălcate drepturile, poate că școala nu răspunde nevoilor voastre de învățare. Problema ta de astăzi poate deveni însă dezastrul generației de mâine. Pentru că nepăsarea nu aduce soluții, ci agravează probleme. Și știu că generația voastră are curajul care de multe ori generației mele i-a cam lipsit. A dominat destul o cultură a rușinii, rușinea de a ne arăta vulnerabili, rușinea de a ne recunoaște greșelile, de a ne susține punctul de vedere. Dragilor, pierdem prea mult timp în a masca probleme și investim prea puțină vreme în a le accepta și în a le rezolva. Ne resemnăm și tăcem în fața nedreptății, refuzăm adesea să ne punem întrebări doar pentru că nu știm să răspundem la ele. Dar voi, tinerii, aveți o voce puternică și iată că acum aveți spații destule pentru a vă face vocea auzită. Vă rog, luați atitudine în fața nedreptății. Nu lăsați pe nimeni să cultive între voi invidia, să vă facă să vă simțiți inferiori sau să transforme catedra într-o tribună de la care să își etaleze autoritatea. Acceptați-vă așa cum sunteți. Lucrați în echipă. Nu mai lăsați pe nimeni să vă întrebe colegul sau colega cât a luat. Căci nu aveți nevoie să vă comparați cu alții pentru a vă confirma că meritați. Nu vă mai judecați între voi pentru ceea ce aveți, ci apreciați-vă pentru ceea ce sunteți și spuneți pe bune ce se întâmplă în școala voastră. Despre sistemul de educație nu trebuie să vorbim doar în prag de bacalaureat sau de evaluare națională. Școala este spațiul acela care vă poate ajuta să deveniți mai buni. Dar pentru asta trebuie să faceți și voi eforturi pentru a ajuta școala să devină un loc mai bun.